Vă salut, dragi prieteni! Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și vă spun bun găsit! Astăzi vorbim despre mesajele ascunse în siglele companiilor pe care le vedem zilnic. V-ați întrebat vreodată ce au în comun Apple, Amazon, Baskin-Robbins și Toblerone? Au mesaje ascunse în logourile lor, iar în minutele următoare vom vedea care sunt acestea și ce înseamnă. În calitate de consumatori vedem zilnic siglele acestor companii. Siglele sunt peste tot, dar v-ați oprit vreodată și v-ați uitat cu adevărat la ele? Există mult mai mult decât se vede. Se pare că multe companii au mesaje ascunse în logourile lor. Companii precum Starbucks, Amazon și chiar Goodwill și-au proiectat strategic siglele pentru a transmite mesaje subtile despre lucruri precum valorile și produsele companiei. De asemenea, siglele pot încerca să influențeze subconștient comportamentul de cumpărare, ceea ce explică parțial de ce atât de multe sigle sunt roșii. Vom descoperi în minutele care urmează mesaje ascunse din siglele pe care le vedem tot timpul. Și începem cu Baskin-Robbins. Baskin-Robbins este o firmă americană cunoscută pentru înghețată, dar știați că există un mesaj ascuns în logo? Dacă priviți cu atenție, veți vedea numărul 31 în inițiale, ca și numărul de arome pe care compania a început să le ofere din anul 1953. Poate că vă întrebați de ce 31 de arome. Este câte o aromă pentru fiecare zi a lunii, astfel încât cumpărătorii pot încerca ceva nou în fiecare zi. În 2006, compania a dezvăluit un nou logo, dar se poate observa și în acesta numărul 31. Amazon. Amazon este un element de bază în viața multor cumpărători online, dar v-ați întrebat vreodată ce înseamnă această geată mică din partea de jos a logo-ului? Nu este doar un element de design distractiv. Săgeata difuzează marea varietate de lucruri, de la A la Z, vândute pe Amazon. Mărul din sigla Apple. De ce logo-ul iconic al gigantului tehnologic are o mușcătură din el? Motivul este destul de practic. Designerul a făcut semnul mușcăturii pentru ca logo-ul, cât de mic ar fi, să arate ca un măr și nu ca o cireașă. Aceste lucruri angajații Apple nu le vor spune, inclusiv informații despre gadgeturile recondiționate. FedEx. Sigla FedEx arată destul de normal la prima vedere, așa că este ușor să pierdeți mesajul ascuns. Dacă ne uităm la spațiul dintre E și X, este o săgeată îndreptată înainte, poate pentru a sugera livrarea rapidă și precisă. Toblerone. Dacă ați luat acest delicios baton de ciocolată elvețian în timpul zilei, ați văzut muntele de pe sigla lui. Dar ce este în partea stângă a muntelui este un urs. Ursul este simbolul oficial al orașului elvețian Berna, casa originală a Toblerone. E-ul din acest cuvânt DEL, din sigla DEL, este înclinat, este mai mult decât un mod creativ de a o diferenția de alte logouri. Michael DEL a anunțat că scopul companiei sale a fost să întoarcă lumea după ureche. S-a spus că a început cu un E. Wikipedia. Wikipedia este o sursă masivă de informații și există un motiv pentru care logo-ul enigmatic al site-ului nu este complet. Globul neterminat alcătuit din piese de puzzle cu personaje din diferite limbi reprezintă natura incompletă a misiunii companiei de a fi portalul de informații de acces și faptul că un site construit pe trimiterile utilizatorilor nu poate fi niciodată complet. Sun Microsystems. Mesajul ascuns din acest logo este foarte inteligent din perspectiva de marketing și branding. Dacă întoarceți sigla, cuvântul Sun este întotdeauna acolo. Nu uitați să verificați aceste semnificații ascunse în obiectele de zi cu zi. Tostitos. S-ar putea să fi crezut că punctul de deasupra i-ului a fost folosit pentru a da logo-ului o notă de culoare. Dar, de fapt, face parte dintr-un mesaj ascuns și creativ. Punctul roșu este, de fapt, un castron de salsa. Cei doi T sunt oameni, iar triunghiul galben dintre ei este un chips.
ar trebui să reprezinte oamenii care se adună pentru a împărtăși o gustare de chipsuri și salsa. Puteți presupune că acest logo conține o față zâmbitoare care să reprezinte cât de bine este să ne curățăm casa, să donăm articolele vechi și să reciclăm hainele pe care nu le mai folosim. Dar fața este de fapt doar o versiune mai mare a literei G din cuvântul goodwill, care apare în partea de jos a logo-ului. Cine știa asta? Le Tour de France. Poate v-ați gândit că cercul galben din această siglă a Le Tour de France reprezintă soarele, dar nu este așa. Este de fapt o roată de bicicletă. R din Tour este o persoană, iar O, tot din Tour, este roata din spatea bicicletei. London Symphony Orchestra. La prima vedere observăm trei litere roșii, L, S și O. Am crede că abrevierea din trei litere a fost scrisă într-un font de script fantezist, dar nu este chiar așa. Logo-ul nu este doar o prescurtare a London Symphony Orchestra. Reprezintă și un dirijor. L și O sunt brațele. Wendy's. La prima vedere, logo-ul Wendy's pare destul de simplu, dar există un mesaj ascuns în el. Mai exact, există un cuvânt secret ascuns în gulerul bluzei lui Wendy. Dacă priviți cu atenție, veți observa cuvântul mamă, scris pe gulerul topului ei. Mulți detectivi culinari au presupus că este un semn din cap la eforturile lanțului de a oferi alimentelor o senzație gătită acasă. Dar reprezentanții Wendy's spun că mesajul secret a fost de fapt neintenționat. LG. Sunt L și G, litere configurate inteligent într-o față zâmbitoare, probabil fața unui client LG fericit, în niciun caz. Oamenii cu ochii de vulturi subliniază că dacă înclini capul într-o parte, acea față zâmbitoare arată de fapt ca o versiune modificată a lui Pac-Man. Poate o odă adusă personajului iubit al jocului arcade și vremurilor anterioare ale tehnologiei personale? Sunt pure speculații. Potrivit LG, logo-ul reprezintă lume, viitor, tineret, umanitate și tehnologie. Hershey's Kisses. Sunt două sărături ale lui Hershey suprapuse care ne fac să avem poftă de ciocolată, dar dacă privim cu atenție la acest logo, vom observa că nu conține doar două săruturi. Se află de fapt trei. Priviți între K și I din cuvântul Kisses. Dacă înclinați capul spre stânga, veți vedea un sărut lateral plantat ferm între cele două litere. Fapt distractiv, săruturile lui Hershey sunt unul dintre cele mai faimoase produse încă fabricate în America. Formula 1. Această siglă de Formula 1 ne dă o senzație puternică de curse cu un F îndrăzneț și un motiv modern de flacără roșie și este posibil să simțim nevoia de viteză. Dar așa cum sigla FedEx folosește spațiul negativ în avantajul său, la fel și Formula 1. Priviți între F și flăcările roșii. 1 din Formula 1 este prezent în mod clar în alb. Cisco. Inițial, acest logo pare destul de simplist. Numele companiei de networking este simplu ca bună ziua sub un motiv de linie, dar în acest logo există mai mult decât se vede. Potrivit Canva, acele dungi albastre reprezintă un electromagnet, precum și podul Golden Gate, aducând un omagiu omonimului Cisco San Francisco. Odată ce vezi podul în acele linii, totul ți se dezvăluie. Roxy. Fiind linia de modă feminină a lui Quicksilver, logo-ul a fost într-adevăr conceput pentru a atrage populația dorită. Dar o privire mai atentă dezvăluie mult mai multe. Inima Roxy este formată din două sigle Quicksilver în oglindă pentru a da forma unei inimi. Grădina zoologică din Bronx, The Bronx Zoo. Logo-ul mai vechi al grădinii zoologice din Bronx este incredibil de dulce când tot ce vezi sunt două girafe și câteva păsări, dar dacă verificăm spațiul gol dintre picioarele animalelor, acolo vom găsi orizontul orașului New York, făcând logo-ul și mai perfect.
Milwaukee Brewers, berarii din Milwaukee. Acest logo a fost actualizat, dar Milwaukee Brewers încă mai vând echipamente cu design. Este popular printre fanii, probabil pentru că guru ai designului nu au furnizat orice fel de mănușă. Un M și un B minuscule formează mănușa, folosind inițialele echipei într-un mod creativ. Unilever. Având în vedere că logo-ul Unilever este peste tot, am crede că am fi analizat mai profund acest design interesant. Majoritatea oamenilor observă doar litera U și motivul ei decorativ, dar, la o inspecție ulterioară, veți vedea că Unilever U folosește simboluri legate de ofertele sale extinse de produse. Acesta este un mod destul de creativ de a încapsula ceea ce compania acoperă sub umbrela sa largă. Inițiativa Speranță pentru Copiii Africani, Hope for African Children Initiative. Da, logo-ul include cu siguranță conturul Africii, dar dacă privim la secțiunile portocalii și galbene cu atenție, vom identifica siluetele unui copil și ale unui adult. Adidas. Adidas cu litere mici aldine, cu această siglă, majoritatea oamenilor își concentrează atenția asupra numelui companiei, dar acele dungi diagonale au o semnificație. Ele sunt menite să arate ca un munte, tipul de sportivi de elită montană care s-ar încumeta să urce împotriva oricăror șanse. Beats by Dre. Calitatea stelară a sunetului, a difuzoarelor și căștilor Beats by Dre vorbește de la sine, nu? Deci, putem crede că acest logo simplu este doar un B minuscul, nu în întregime. Cercul care încapsulează B-ul reprezintă de fapt un cap uman. B este menit să reprezinte pe cineva care poartă căștile. Grădina zoologică din Pittsburgh și acvariul PPJ. Spațiul negativ din logo-uri are atât de mult potențial. Dacă ne uităm la zonele galbene ale logo-ului Pittsburgh Zoo și PPJ Aquarium, vom găsi o gorilă și un leu privindu-se în ochi. Sony Vaio. La prima vedere, am crede că un designer s-a îndrăgostit de fonturi atunci când a creat cuvântul Vaio. Dar există un sens în spatele acestui aspect original. Sony a dorit ca logo-ul să reprezinte integrarea tehnologiei analogice și digitale. V și A au fost desenate pentru a arăta ca o undă analogică. I și O sunt acolo pentru a reprezenta codul binar. Pentru cei care nu sunt cunoscători de tehnologie, binarul este un limbaj de computer format din 1 și 0. Chick-fil-A. Unii cred că numele companiei, scris cu litere cursiv roșu aprins, este pur și simplu doar ceva drăguț. Fontul a devenit cu siguranță parte integrantă a identității Chick-fil-A, dar rețineți că puiul de pasăre este încorporat în C, perfect pentru un îndrăgit lanț de fast food care se ocupă strict de pui în America, bineînțeles. IBM. Sigla IBM pare tipărită de o imprimantă primitivă, linii orizontale și tot așa. Totuși, nu aceasta este intenția din spatele logo-ului. Se pare că acele linii orizontale simbolizează semnul egal, reprezentând dedicarea IBM față de egalitate. Gillette. Acest font arată sportiv, cu stilul înclinat, pretându-se noțiunii de viteză. Acele litere înclinate sunt înclinate în acest fel pentru a emana un sentiment ascuțit. G și I din Gillette au fost tăiate pentru a simboliza produsul semnătura al mărcii. Grădina zoologică Kölner. Logo-ul grădinii zoologice germane prezintă un elefant cu o stea în loc de ochi, dar până acum ar trebui să știm că este mai mult decât se vede când vine vorba de un logo al grădinii zoologice. Iar logo-ul grădinii zoologice Kölner nu este diferit. În spațiul negativ putem observa o girafă și un rinocer, precum și cele două turle care sunt simbolice ale catedralei din Köln. NBC. Acest logo prezintă un păun colorat, nu-i așa? Așa că ne-am putea gândi că face referire la porecla NBC drept Peacock Network.
Ei bine, și nu ne-am înșelat complet. Este cu siguranță un păun, dar cele șase pene au semnificații aparte. Reprezintă cele șase diviziuni originale ale rețelei. Sunt mult mai multe acum, dar logo-ul a rămas același. În plus, capul păunului este îndreptat spre dreapta, ceea ce este menit să simbolizeze privirea rețelei către viitor. Washington Capitals. Capitalele Washington. Vedem un vultur patriotic în roșu, alb și albastru în acest logo pentru echipa NHL din Washington DC. Dar există ceva ascuns pe care poate nu l-ați observat. În spațiul negativ din partea de jos vom găsi o siluetă a clădirii Capitoliului, un semn din start către orașul natal al acestei echipe. Ray-Ban. S-ar putea să credeți că logo-ul Ray-Ban prezintă numele companiei într-un fond script, oferind o senzație modernă. Faimos pentru iubiții săi ochelarii de soare, Ray-Ban încorporează de fapt o ilustrare subtilă a unei perechi de ochelari în litera B. Doar întoarceți-vă capul într-o parte pentru a observa acest lucru. Hyundai. Este un H în stil jazz pentru Hyundai, așa pare, nu-i așa? Este înclinat pentru a insinua viteza, sau poate că așa credem noi. Acest logo este menit însă să reprezinte doi oameni care își strâng mâna. Unul este agentul de vânzări, iar celălalt este un client mulțumit al mașinii. Muzeul Londrei. Acest logo pare simplu. Un design colorat și artistic servește drept fundal pentru numele muzeului. Dar verificați următorul lucru. Designul logo-ului Muzeului Londrei a fost creat pentru a aduce un omagiu expansiunii geografice a Londrei de-a lungul istoriei. Bine, a Marii Britanii. Începe cu un strat din ceea ce arăta Londra romană și se termină cu Future Outer London, destul de la modă. Cu siguranță că mai sunt prieteni și alte logo-uri și sigle ce ascund în ele mesaje vizibile doar privirii vigilente, dar noi ne oprim aici. Până data viitoare, numai bine vă dorim, pe curând!